Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Roman oferă în continuare ajutoare de înmormântare persoanelor vârstnice înscrise la instituție. Ajutorul este oferit pe loc atunci când solicitantul depune cererea. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Roman acordă ajutor de înmormântare pentru persoanele decedate. Dumnezeu să-i odihnească, să-i iabă în pază. La noi sunt grilele de ajutor de deces cu care au contribuit membrii noștri de 2, 3, 4, 5 lei pe lună. Corespunzător acestei grile de contribuții, există și ajutorul de deces în funcție de câți ani au fost membri și au cotizat. Este o grilă de ajutor de deces care aproximativ este o dată și jumătate cel puțin față de cotizația pe care au depus-o dânsii în decursul timpului la ACEARE. Dumnezeu să-i odihnească, ajutăm și noi cu această problemă, plus niște ajutoare de la magazin, de pomenire, cum ar veni, zahăr, ulei, făină, orez și ce mai este pe acolo. Li se oferă pe loc? Li se oferă pe loc când au venit cu actele la persoana care este împuternicită să ridice aceste drepturi. Fără nicio problemă, inclusiv banii care... Avem chiar multe situații în care persoanele respective au luat banii din bancă, i-au depus la CRE, pentru că în caz de deces banii la noi se dau foarte simplu față de bancă în care trebuie succesiune și mai multe probleme. Aceasta este problema de ajutoarele de deces. Durerea este că sunt cam 980 de decese pe an. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească. Asta înseamnă aproape 3 pe zi. Vă mai informez asta ca problemă. Față de anii dinainte, erau 3 pe lună și în prezent și cu COVID-ul acesta, tot 3 pe lună au rămas. Pe lună sau zi? Pe zi. Pe lună. Deci 900 și vreo 80 pe an și împărțit e cam aproape 3 pe zi. Deci, repet, nu pe zi, domnul meu. Deci, noi suntem și persoane în vârstă și, mă rog, mai decedează dânsii. Na, ce să facem? Asta e durerea noastră. Deci, înainte erau 900 și vreo 80 pe an și în prezent, față de... Pot să vă dau și la zi, până câți decedați avem. N-am situația acum. Dar tot atâtea sunt, toți. 3 pe zi. 3 pe zi erau înainte, 3 pe zi și acum. Dumnezeu să-i odihnească și să-i aibă în pază.